dacă este cea mai mare investiție, pentru că la nivelul comunei Cordun, în anii anteriori, și Lidl-ul a făcut o investiție extraordinar de mare. Acum, la ora actuală, nu ne putem da seama efectiv 100% de anvergura investiției. Cert este că în ultima perioadă, la nivelul municipiului Roman, în zona adiacentă a comunei Cordun, s-au vehiculat tot felul de informații cu privire la un oarecare investitor care ar dori să vină aici, în zona municipiului Roman, în zona, în vecinătatea municipiului Roman, și anume pe raza comunei Cordun. S-au vehiculat tot felul de informații. Cert este că acum, la ora actuală, pot veni cu o informație concretă pentru opinia publică din zona Romanului și de pe raza comunei Cordun. În anul 2020 se vor efectua lucrări pentru creionarea și construirea unui parc industrial la nivelul comunei Cordun pe platforma industrială a metal steel-ului. Așa cum știm cu toții, în cursul anului 2019, undeva în toamna anului 2019, au fost câteva mișcări imobiliare, au fost înstrăinate de către Mital o hală, o suprafață mare de construire a fost înstrăinată. În acea zonă urmează să vină un investitor și care va demola parțial o parte din clădire și va construi un parc industrial în comuna Cordon. Este foarte bine în momentul în care o fabrică de nivelul Mital renunță la niște spații, ele nu rămân, asta e bine, dar nu rămân multe lume nefolosite, ceva se întâmplă. Sigur că da, este un lucru extraordinar de bun pentru comunitatea din Cordun, dar este un lucru extraordinar de bun pentru întreaga zonă a Romanului. Acest parc industrial este clar că va crea locuri de muncă pentru întreaga zonă a municipiului Roman. Despre asta vreau să vă întreb. În discuțiile noastre cu investitorul, s-au vehiculat cumva niște cifre, niște număr de locuri de muncă? Nu s-au vehiculat număr de locuri de muncă, nu au fost discuții acum 100% de societățile care vor desfășura activitatea pe platforma, pe această platformă industrială. Cert este, acum avem date și date oficiale că vor exista în această zonă investiții cu privire la acest parc industrial. Dar putem să presupunem că va fi vorba de sute de locuri de muncă? În momentul în care discutăm de hale cu lungimi de 600 de metri, cele mai mari hale, cu acces la utilități, inclusiv la linia ferată, clar că vor fi mai multe sute de locuri de muncă, pentru că spațiul este extraordinar de mare. Oportunitate mare pentru comuna Cordun, pentru întreaga zonă limitrofă a municipiului Roman și pentru municipiul Roman. Încerc să intru mai mult în detalii legate de acest parc industrial. În momentul acesta, parcul acesta industrial, ce reprezintă de fapt? Ce va conține? Despre ce e vorba? Sunt detalii tehnice pe care acum, la ora actuală, nu vi le pot pune la dispoziție și întotdeauna, așa cum v-am spus și cu alte ocazii când am fost întrebat de aceste investiții, am spus, întrucât nu sunt informații oficiale, nu mă pot pronunța cu privire la ce va fi în acest parc industrial. Eu, ca și primar al comunei Cordun, mă bucur, sunt bucuros, pentru că investitorul a ales să dezvolte acest parc industrial la nivelul comunei Cordun și l-am asigurat de tot sprijinul administrației locale pentru derularea investiției. Odată cu pornirea acestei investiții și intrarea în circuitul comercial, despre ce alte avantaje am putea vorbi? O reînviere a liniei de cale ferată de la gara Roman până la această societate, adică o linie de navetiști cum era într-o perioadă, se poate vorbi? Nu știu dacă putem să vorbim acum la ora actuală de reînviere a liniei de navetă între Mital și Roman. Cred că este mult prea mult. Dar, pe parcurs, nu poate fi exclusă și această opțiune menționată de dumneavoastră. Rămâne de văzut efectiv ce investiții se vor derula 100% acolo și numărul de muncitori care vor lucra pe această platformă industrială. Nu există în momentul acesta o dată clară de începerea lucrărilor? În cursul anului 2020?
Din discuțiile pe care le-am avut cu investitorul, investitorul dorește să execute acest parc industrial în cel mai scurt timp posibil. Date exacte și certe nu există, pentru că investițiile presupun timp mult, nervi mult și multă documentație. Dar siguranța are toată deschiderea din partea primăriei Cordun? Din partea primăriei Cordun am asigurat investitorul de toată deschiderea noastră.